Bună ziua, bine v-am regăsit. Este miercuri, ora 11 și 20 de minute. Ne cerem scuze pentru scurta întârziere față de ceea ce am anunțat. Astăzi începem un pic mai devreme pentru că după această emisiune urmează o altă emisiune în care colegul meu Ion Diaconescu l-are invitat pe președintele Senatului, domnul Robert Kazanciuc, și de aceea există o oarecare de reglare cumva a programului normal al televiziunii noastre. Astăzi alături de mine am un invitat special, vă tot spuneam de săptămâna trecută că de-abia aștept să-l am în emisiune. Este mai mult decât prieten, mai mult decât coleg, mai mult decât președintele executiv al Partida Romilor România, un om de la care eu am învățat foarte multe lucruri, un om care m-a ajutat extrem de mult în ceea ce a însemnat pentru mine președinția locală a sucursalei Giurgiu, Partida Romilor, un om extraordinar, un om cu o capacitate deosebită, un om cu niște abilități și niște calități pe care chiar merită să-l vedeți, să-l ascultați și eventual cei care vă doriți să puneți întrebări sau comentarii, vă așteptăm în direct, știți că emisiunea este extrem de liberă și colocvială și vă așteptăm. Cătălin Manea, bine ai venit la noi în emisiune! Bine te-am găsit, Mihai, te salut și mulțumesc pentru invitație. Noi suntem prieteni de foarte mult timp, au trecut deja aproape 9 ani de când ne știm și am colaborat împreună în toți acești ani. Emisiunea va fi o emisiune colocvială, va fi o emisiune în care îmi doresc ca pentru comunitățile de rom, pentru toți cei care se uită la noi, să înțeleagă cine este Cătălin Manea, ce se întâmplă la Partida Romilor, care sunt interesele noastre în a dezvolta comunitățile de romi. O să vreau să vorbim succint despre educație, sănătate, infrastructură. O să te las pe tine să vorbești foarte mult. Rolul meu de moderator va fi doar succint în această emisiune. Dar haideți să începem un pic cu o scurtă prezentare. Cine este Cătălin Manea, de când activează în Partida Romilor, de ce a ales să fie în Partida Romilor și ce crede că poate să facă pentru cei din comunitățile de romi? Cred că de la bun început o să fac o mică precizare, de altfel extrem de importantă, și anume o să încerc să vorbesc mai puțin despre mine. Cred că atât tu cât și telespectatorii trebuie să înțeleagă că eu fiind candidat și primul pe lista de candidați depusă de Asociația Partida Romilor Pro-Europa la nivel național, reprezint în primul rând organizația Partida Romilor și în egală măsură minoritatea romilor din România. Deci mai puțin despre mine, câteva informații, am 45 de ani, poate cel mai important lucru pentru mine este familia mea, am 2 copii, sunt căsătorit, am un băiețel de 7 ani și o fetiță de 11 ani. Sunt absolvent al Facultății de Științe Politice, masterand, actualmente și doctorand. Am o experiență, pot spune, destul de vastă. Activez de aproximativ 17 ani în Asociația Partida Romilor Pro-Europa. Rând pe rând am ocupat poziții, spun eu, destul de importante în cadrul organizației, de la președintele organizației de tineret la nivel național până la poziția de vicepreședinte. Ulterior am fost o perioadă bună de timp, aproximativ 7 ani de zile, secretarul general al organizației la nivel național, ulterior președinte executiv, în prezent prim vicepreședinte și, așa cum ne-am împărțit în ultimii 2 ani de zile, teritoriu, ca să spun mai clar, adică zona de responsabilitate, sunt prim vicepreședinte la nivel național și direct coordonator al regiunii Ardeal, o regiune care este compusă din județele care alcătuiesc regiunea Centru, Nord-Vest și o parte din regiunea Vest. În total 14 județe. Cred că e o precizare importantă. Ești cumva după președinte domnul Nicolae Păun, ești eminența cenușie a tot ceea ce înseamnă Partida Romilor, ești cel care stabilește cele mai multe strategii, ești cel care stăpânește cel mai bine tot ceea ce înseamnă legislația în materie pe comunitățile de romi. Am o întrebare mai degrabă curiozitate personală. De ce Partida Romilor și nu orice alt partid care ar fi mândru să te aibă acolo? Pentru că, în primul rând, aparțin acestei etnii. Încă de la bun început am fost motivat ca împreună și alături de colegii mei să fac ceva pentru comunitatea din rândul căreia provin și nimic mai mult.
Ceea ce mă motivează de departe cel mai puternic, aș putea spune că sunt copiii și mai ales viitorul acestei minorități, care până la urmă și în opinia mea cred că trebuie să-și recâștige pe de o parte demnitatea cumva pierdută pe perioada celor câteva secole de robie în țările române și, mă rog, coroborat, aș putea spune, cu toate celelalte atrocități comise în perioada interbelică, înainte de demararea celui de-al doilea război mondial și după aceea, eu știu, în perioada din 1945 și până la căderea blocului comunist în anul 1989, o perioadă în care romii n-au dus-o prea bine, au existat tot felul de strămutări. Am fost întotdeauna în căutarea identității și recuperării memoriei strămoșilor noștri. Deci sunt o sumedenie de motive care țin mai curând de identitatea și de apartenența la etnie, care m-au determinat să nu mă înrolez în niciun alt partid politic românesc sau, eu știu, într-o altă formațiune, deși de-a lungul anilor am avut nenumărate ocazii să o fac. Ai început foarte interesant cu partea aceasta de asumare identitară. Cât este de importantă pentru romii noi, pentru romii noștri să aibă curajul, pentru că e un curaj, să-și asume identitatea? Este important pentru comunitățile de romi să se asume identitar ca fiind rom? Este de departe cel mai important element al unei minorități, cel identitar. Nu știu dacă e vorba despre un curaj, am putea vorbi despre a avea curaj. Nu cred că ăsta e termenul cel mai corect pe care l-am putea folosi. Eu cred că este mai curând o datorie morală legată de strămoșii noștri, de înaintașii noștri și de ceea ce ne dorim cu toții să fie pe viitor sau în viitor copiii noștri. Și vom avea ocazia destul de, hai să spunem, vom avea ocazia istorică ca la anul, în anul 2021, știți că va demara recensământul populației și al locuințelor, să o facem într-un număr mult mai mare comparativ cu ultimul recensământ care s-a desfășurat în anul 2011 și eu am convingerea că romii din România trebuie să aibă o altă atitudine, nu trebuie să le mai fie rușine, așa cum de multe ori și paradoxal aș putea spune, mulți dintre ei afirmă că, dom'le, mi-este oarecum rușine să mă declar sau să îmi asum identitatea și apartenența la etnia romă. Nu văd motivele, chiar dacă în continuare fenomenul discriminării există, fenomenul segregării există, fenomenul numit rasism, cumva mascat în România, există și din păcate s-a amplificat. Spre deosebire de alte minorități ai căror membrii nu au nicio obiecție sau nu au niciun fel de opreliște în a-și declara și a-și asuma cu fermitate și cu demnitate apartenența la etnie, la noi încă mai sunt, din păcate, astfel de ezitări. Până în prezent n-am auzit vreun maghiar să spună că este oarecum jenă să se declare că e maghiar, cum n-am auzit nici un reprezentant al minorității evreiești, nici armeni n-am auzit să le fie rușine că sunt armeni, nici tătari și nici turci. Nu știu de ce noi sau nouă ne-ar fi rușine să afirmăm și să ne asumăm apartenența identitară, apartenența la o etnie care este o minoritate care de-a lungul secolelor a contribuit cumva la formarea și la desăvârșirea statului unitar român. O minoritate cu o istorie bogată, cu tradiții frumoase, cu obiceiuri foarte frumoase, dar care, din păcate, în ultimii ani de așa zisă democrație post-decembristă a tot fost prezentată în spațiu public ca țapi spășitor, adică a fost prezentată în tot felul de tipare și de stereotipuri extrem de negative, care cumva au conturat o percepție mai curând negativă despre minoritatea romă decât una pozitivă. Deci, din punctul meu de vedere, în continuare ar trebui să facem eforturi astfel încât să scoatem în evidență, în spațiu public,
reperele și modelele acestei minorități, care nu sunt puține și care acoperă mai toate ariile și domeniile de activitate. Suntem la 30 de ani de la acele evenimente de care vorbeai din 89, 30 de ani de la Revoluție, 30 de ani în care a fost recunoscută ca și minoritate etnia romă, pentru că eram la trecut la și alte naționalități. Ce s-a făcut în acești 30 de ani pentru etnia romă? Ce nu s-a făcut și ce ar mai fi de făcut? E greu, aici, știu. Nu este greu. Cred că dacă m-aș apuca să fac o analiză, spun eu, extrem de obiectivă, mi-ar lua cel puțin 3-4 ore. Pentru că trebuie plecat chiar de după, imediat după 1990, trebuie plecat cu prima, de la prima lege care cumva a împărțit România în proprietarii mijloacelor de producție, ca să citez un, hai să spunem, un filozof și un autor al unei teorii ajunsă cumva la rang de știință mai târziu, în proprietarii mijloacelor de producție, în proprietari de pământuri, terenuri și o mare clasă, din rândul căreia facem și noi parte, de oameni lăsați fără proprietate, fără pământ și implicit fără alte resurse care cumva să le asigure cele necesare și satisfacerea nevoilor primare. Deci, cred că ar trebui să plecăm de la legea fondului funciar, care a fost extrem de nedreaptă în cazul minorității noastre. Știm că mulți dintre romii din România, cei mai mulți dintre ei, n-au beneficiat de această lege. Între timp, decalajele cumva socioeconomice s-au tot amplificat, decalajul și practic sărăcia din comunitățile de romi s-a accentuat de la un an la altul. Din acest motiv aș putea spune că în ziua de astăzi, adică în prezent, încă vedem foarte multe comunități, sute de comunități, mai ales în mediul rural, comunități de romi care trăiesc în condiții de ev mediu, în comunități care încă nu au acces la utilități minimale, precum apa potabilă, nu mai spun energie electrică. Nu știu dacă ați văzut la un moment dat într-o localitate din județul Dolj și după 30 de ani de democrație, în sfârșit primarul s-a gândit să ilumineze public comunitatea în care trăia și trăiește o mare parte dintre romii noștri, iar copiii erau pe stradă, aplaudau și practic se bucurau spunând a venit lumina. Adică în secolul 21 ne bucurăm că vedem un bec pe un stâlp ca și cum nu ar fi normal. Gândiți-vă că totuși becul a fost inventat acum mai bine de 140 de ani. Așa, și în continuare în România sunt zeci, repet, și sute de comunități de romi care n-au acces la infrastructură minimală. Deci, cu alte cuvinte, cât de mult a evoluat minoritatea sau cât de multe lucruri s-au făcut pentru această minoritate în cei 30 de ani scurși de la Revoluție și până în prezent, aș putea să spun foarte puțin înspre deloc. Adică să nu fiu pesimist. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că niciun guvern dintre cele care s-au tot perindat pe la putere, indiferent de culoarea lor politică, orientarea lor ideologică sau doctrinară, din păcate vă pot spune că cei mai mulți dintre guvernanți nu și-au asumat niciodată orientare politică sau doctrinară, tocmai pentru că nu o cunosc, e doar declarativ. Noi suntem de stânga, suntem de dreapta, împărtășim măsuri de dreapta, de stânga, dar în esență nu le cunosc. Deci aceste guverne nu și-au asumat niciodată ceva concret pentru comunitățile de rom, drept pentru care în toate programele de guvernare, repet, indiferent de culoarea politică a celor care au guvernat, nu am regăsit câteva măsuri, nu spun una, două, trei măsuri, focusate sau direcționate clar către comunitățile de rom, astfel încât să îndrepte oarecum decalajele deja existente și din ce în ce mai amplificate. Da, cred că există o falie creată și între comunitățile de romi în comunități în ele însele. Adică există romi foarte bogați, romi foarte săraci. Dacă ar fi să facem o analiză punctuală, scurtă,
sectorială. Și am început, de exemplu, să vorbim despre educație. E un subiect destul de sensibil, mai ales acum când se preconizează, se face cam toată educația pe sistemul acesta online. Comunitățile de romi sunt extrem de sărace. Vreau să dau un exemplu. Ieri am avut o informație că în județul Giurgiu, unde sunt peste 20 și ceva de mii de copii antrenați în ceea ce înseamnă procesul educațional, se vor primi și distribui în jur de 4.000 de tablete. Pe lucru absolut insuficient și mai ales că acelea nu vor ajunge la cei care într-adevăr au nevoie. Ce se întâmplă cu educația în România? Eu spun că asistăm la o criză a sistemului educațional la scară planetară și nu doar în România, cumva criză amplificată și de actuala pandemie de COVID. Sigur că noul tip de învățământ în online este doar o, haideți să spunem, o găselniță și afirm cu toată răspunderea că acest sistem de învățământ încă nu este definit. Specialiștii din minister, din punctul meu de vedere, bat câmpii pe această temă, pentru că știți că m-am ocupat cel puțin în ultimii 15 ani de zona asta educațională, cunosc situația și realitățile din foarte multe comunități, nu numai de romi, atât din mediul urban cât și din mediul rural. Ideea este că în România încă se aplică principiul câte școli, atâtea obiceiuri, câți profesori, tot atâtea metode de predare în online, însă cel mai grav lucru legat de starea actuală a sistemului de învățământ, aș putea să afirm că este încălcarea unui drept constituțional, și anume dreptul la educație, așa cum prevede legea fundamentală a acestei țări, este gratuit și garantat tuturor copiilor. Da? Dacă vorbim de toți copiii, sigur că nu putem lua în calcul elementul etnic sau alte elemente de natură socială. Dacă învățământul este gratuit și obligatoriu, cel puțin până la clasa 10-a, că învățământul obligatoriu definit prin legea educației 1/2011 până la 10 clase, atunci statul, care nu ar trebui să fie un concept abstract, această noțiune de stat, statul ar trebui să le garanteze accesul tuturor copiilor la învățământ, fie el și în format online, așa cum se petrece în prezent. În ideea de a le asigura copiilor doar dispozitive de tip tabletă, eu știu, laptop sau desktop sau nu știu, orice alt device care cumva să le permită acestor copii accesul în online, nu este suficient. Și cu toții suntem conștienți de situațiile multiple întâlnite la nivelul celor mai multe familii din România, indiferent de etnia lor, și anume, în fapt, sunt 2-3 copii, adică sunt familii care au 2-3 copii care învață în același interval orar, da? Probabil, cum sunt și copiii mei de altfel, da? Băiețelul este în clasa 1-a, iar fata este în clasa 5-a, dar ambii învață în același interval orar, adică de la ora 8 dimineață până spre ora 12. Este clar că cu o tabletă nu poți face față. Ambii copii trebuie să aibă tablete distincte și camere separate, pentru că altfel interferează, eu știu, lecția de la ținută de învățătorul de 1-a cu, eu știu, cu lecțiile ținute de către profesorii de 5-a. Ori vorbim despre o minimală cumva infrastructură sau așezări sau locuințe ale romilor care să le permită cumva copiilor lor să acceseze acest învățământ online. Ori în condițiile în care cele mai multe case deja e pretențios, hai să spunem așezări informale, sunt alcătuite dintr-o cameră, în cel mai fericit caz mai găsim acolo o bucătărie, deci condiții improprii, insalubre, fără curent, despre ce acces la internet vorbim? Nu, este doar o intenție. Cred că în momentul de față doar o parte dintre copiii țării au acces la acest tip de învățământ online, iar cei mai mulți dintre ei, aproximativ 900 de mii, să știți că asta e statistica corectă,
de la Institutul Național de Statistică, sunt în România în momentul de față aproximativ 900.000 de copii, în deosebi copii care provin din mediul rural, care nu au acces la mijloacele necesare care să le permită accesul la învățământul online. Fie că vorbim de internet, fie că vorbim de dispozitivele, vorbim despre device-urile care cumva să le asigure conectarea la învățământul online. Deci, din punctul meu de vedere, sistemul educațional este la pământ. Mai mult decât atât, am văzut că cadrele didactice au un comportament destul de dur în această perioadă grea cu copiii și aș face un apel către cadrele didactice să fie mai înțelegătoare, pentru că în definitiv nu vorbim nici despre note, nici despre evoluția remarcabilă a unui copil sau despre, eu știu, lipsa de atitudine a altui copil, ci pur și simplu vorbim despre niște copii care sunt copiii noștri ai tuturor, cărora trebuie să le asigurăm toate condițiile, în primul rând sanitare, astfel încât să-i protejăm de infectarea, de riscul de a se contamina cu acest COVID-19, și până la urmă cu toții trebuie să depășim cu bine perioada grea prin care trecem. Nu ar trebui să fim duri, nu ar trebui să fim foarte drasnici cu copiii și să înțelegem situația ca atare. Și trecem la a doua parte a acestui expozeu, până la urmă, sectorial, pentru că tot am vorbit despre această pandemie. Haideți să vorbim un pic despre ce înseamnă sănătate în comunitățile de rom, pentru că tot auzim, păstrați distanța socială în familii unde stau 10, 12, 16 oameni, într-o curte probabil, într-o casă. Vorbim de spălat pe mâini în comunități unde apa potabilă este adusă de nu știu unde. Vorbim despre purtați masca în comunitate în care o mască costă 2 lei, iar 2 lei aceea înseamnă până la urmă 2 pâini. Ce facem cu acești oameni cei mai vulnerabili până la urmă? Păi ce facem? Statul ar trebui să-și asume toate măsurile. Guvernul, pentru că el este cel care administrează resursele și bugetul acestei țări, ar trebui să gestioneze într-atât de bine situația încât să le asigure tuturor persoanelor accesul la astfel de, hai să spunem, de lucruri minimale. Lucruri minimale, că până la urmă pentru persoanele vulnerabile, pentru persoanele care nu realizează venituri, pentru persoanele care sunt beneficiare de, eu știu ce, alte prestații sociale, deci primăria, guvernul României, Consiliul Județean, autoritățile în general, administrației publice locale și centrale, ar trebui să sprijine populația în acest sens. Alminteri, repet, este doar o intenție sau un deziderat mai curând pentru cei mai mulți membri ai comunităților de rom să spere la, eu știu, la o protecție sau la, nu mai vorbesc despre accesul la serviciile de sănătate, că vedem că suntem într-un colaps național, da, cu ceea ce... Cred că din ce mi-aduc eu aminte, în 2004 a apărut prima strategie națională pentru îmbunătățirea vieții romilor în timpul guvernării Adrian Năstase. În 2001 a fost. În 2001. E posibil să mă înșel, ai mai multă experiență decât mine. E normal să fie așa. De fiecare dată acea strategie pe care noi o clamăm, de fiecare dată că haide să respectăm această strategie, ea sună bine pe hârtie, e făcută chiar cu sprijinul nostru în cele mai multe cazuri, colaborăm la această elaborare a acestei strategii. Numai că avem o problemă mare. Toate aceste strategii de care vorbim rămân pe hârtie și nu au finanțare. Crezi că în calitatea de viitor deputat ar trebui să existe o presiune și nu doar din partea Partida Romilor, din partea grupului minorităților, pentru că acolo sunt 18 minorități care se lovesc cumva de aceeași problemă. Crezi că există o posibilitate ca o lege să pună presiune pe guvern, indiferent care ar fi el, pentru a asigura și finanțarea pentru astfel de strategii? Evident că da. Există posibilitatea asta și în mod sigur va exista acest demers în Parlament în următoarea perioadă. Numai că, haideți să facem totuși o
distincție. Sună pompos, sună frumos, strategia de îmbunătățire a situației romilor, 430 pe 2001, modificată și completată de nenumărate ori, dar în fapt greutatea actului normativ nu este într-atât de mare. Vorbim doar despre o hotărâre de guvern asumată, ce-i drept, de un guvern competent, din punctul meu de vedere, mă refer la acel guvern condus de domnul Adrian Năstase, dar într-o perioadă în care România se afla într-un proces de aderare la instituțiile și la structurile Uniunii Europene, să nu uităm că unul dintre criteriile de aderare ale României, unul dintre criteriile politice de aderare ale României la Uniunea Europeană a fost reprezentat cumva și de incluziunea socială a minorității rome, au apărut și structuri de reprezentare. Agenția Națională pentru Rome a fost înființată în anul 2004, sigur la inițiativa și cu sprijinul, pot spune, consistent al Partidei Romilor, dar atunci a existat într-adevăr o voință politică, nu doar așa superficială, deci domnul Năstase chiar a manifestat deschidere pentru înființarea Agenției Naționale pentru Rom, ca și structură de specialitate a Guvernului României, în cadrul Guvernului României, pentru că vorbim de o agenție guvernamentală. Însă, repet, hotărârea de guvern, numită pompos strategia de îmbunătățire, este un act normativ fără greutate, drept pentru care în următoarea perioadă este nevoie de o lege. Legea are un alt caracter și o altă greutate. Sigur că pentru strategie nu a existat o finanțare distinctă. Secvențial au fost tot felul de programe, proiecte, din care s-au finanțat anumite capitole din strategie. Mai mult decât atât, hai să nu fiu foarte... Adică să duc într-o zonă, cum să spun, într-o zonă destul de neplăcută implementarea strategiei, aș putea spune că a avut și câteva efecte pozitive, cel puțin din perspectiva identificării, formării și ulterior încadrării unor resurse umane specializate ale romilor la nivelul administrației publice locale, în primul rând. Aici mă refer la mediatorii școlari, la mediatorii sanitari, la profesorii de limba și de istoria romilor, la inspectorii școlari inițial pentru romi, ulterior transformați în inspector școlar pentru minorități. În următoarea perioadă, sigur că intenționăm să revenim la inspectorul școlar pentru problemele educaționale ale copiilor de etnie romă, cu normă întreagă, nu cu jumătate de normă sau cu sfert de normă, o poziție distinctă față de inspectorul școlar pentru minorități. Deci, din punctul meu de vedere, strategia nu și-a atins sub nicio formă obiectivele pentru care a fost concepută. Cred că știi tu foarte bine că la nivelul grupurilor de lucru mixte care se țin la instituția prefectului, mai mult decât o întâlnire de unde oamenii și reprezentanții de concentratelor trebuie să vină și ulterior să plece, nu înseamnă. Da, dar cât erau de necesari în această perioadă de pandemie acei mediatori sanitari în comunitățile de romi, în această perioadă în care se face educație online, acești mediatori școlari, care, de exemplu, la noi în Giurgiu avem 3-4 mediatori școlari, pentru că de fiecare dată se dătea vina pe... trebuie să-i angajeze Consiliul Județean, trebuie să-i angajeze CJRAE, care în subordinea Consiliului Județean, trebuie să-i angajeze primăria de la școala care are în subordine școala, iar primăria spunea că trebuie să-l angajeze inspectoratul, iar inspectoratul spunea că nu are norme. Și tot timpul ne-am lovit de un cerc vicios în care ajungeam superb, dar exact la fel ca în caragiale, fără niciun fel de finalitate. Da, este un cerc vicios, însă ceea ce vă pot spune că în momentul în care organizația noastră va avea reprezentant în Parlamentul României, alături de ceilalți deputați care compun grupul parlamentar al minorităților, sigur că avem în vedere și îndreptarea acestor anomalii. În mod sigur va fi o lege care să definească cumva statutul resurselor umane din administrația publică, resurselor umane specializate pentru minoritatea romă, și aici mă refer clar și la mediatorul școlar și la cel sanitar, cât și la inspectorul școlar
pentru educația copiilor romi sau pentru educația copiilor proveniți din medii socioeconomice defavorizate, pentru că deja în legea educației avem un articol care face referire la această categorie de copii și e bine deja să exploatăm ceea ce există ca și jurisprudență. Deci, legat de mediatorul școlar, părerea mea este că utilitatea muncii sale, ca de altfel și utilitatea muncii mediatorului sanitar, nu poate fi pusă la îndoială de nimeni. Cu atât mai mult în această perioadă, am vorbit cu destul de mulți primari din țară care afirmau și erau extrem de bucuroși că mediatorii școlari și sanitari în perioada aceasta de pandemie și în perioada primei stări de urgență s-au implicat foarte mult și au fost de un sprijin real întregii administrații publice locale. Deci cu atât mai mult, iată, mediatorii școlari și sanitari sunt oamenii care într-adevăr muncesc, care sunt în contact permanent cu copiii și cu membrii comunității noastre, iar statutul lor nu trebuie să fie unul ambigu, mai mult decât atât nu ar trebui pasați de la o instituție la alta, pentru că și în cazul mediatorului sanitar este o struță cămilă, e angajat de primărie dacă primăria, eu știu, extinde organigrama prin hotărâre de Consiliu Local, adică dacă prevede postul, dar se raportează la DSP, la Direcția de Sănătate Publică și este plătit de Ministerul Sănătății, care virează salariul în contul primăriei deschis la trezorerie. Deci este un cerc pe care nu-l înțelege nimeni, iar anomaliile astea, repet, pot fi îndreptate foarte ușor. Eu vreau să le urez în continuare succes tuturor mediatorilor școlari și sanitari din țară și chiar să-i felicit pentru munca pe care au depus-o, nu doar de la declanșarea pandemiei în România, ci de la înființare și până în prezent. Dar, cel puțin în perioada asta destul de grea prin care trecem cu toții, munca depusă de ei a însemnat foarte mult atât pentru copii cât și pentru membrii comunității noastre și, în egală măsură, rezultatele muncilor au fost apreciate și de către administrația publică locală. Mai avem cam 5 minute și vreau să abordăm un subiect cumva sensibil pentru mine, cel puțin. Încă de acum 10-12 ani știu din discuțiile pe care le-am purtat, inclusiv cu domnul președinte Nicolae Păun, că o lege extrem de importantă pentru noi ar trebui să fie legea minorităților și, de ce nu, crearea până la urma urmei, dacă nu măcar un minister al minorităților, poate o autoritate națională care să se ocupe de aceste probleme, mai mult decât acea agenție care, hai să fim serioși, își face sau nu își face treaba. E acolo, e ok, e bine că o avem și pe aceea. Crezi că este importantă această lege a minorităților sau cât de importantă ar trebui să fie ea? Este extrem de importantă, cu atât mai mult cu cât în categoria legilor organice prevăzute în Constituția României, una dintre legi este legea privind statutul minorităților naționale. Deci această lege este prevăzută în Constituția României, adică în legea fundamentală acestei țări. De ce nu s-a făcut până acum? Nu, legea a avut mai multe variante, au fost mai multe haideți să spunem, viziuni legate de forma finală a acestei legi, datorită lipsei de voințe politice, legea a fost respinsă, pentru că, pe de-o parte, s-a invocat la un moment dat, mai curând li s-a reproșat cumva maghiarilor, minorității maghiare, faptul că ar fi solicitat cumva mascat prin această lege un soi de autonomie culturală care, de fapt, era o formă de reprezentare în consiliile, într-o structură locală, într-o structură administrativă. Eu cred că discuțiile pot fi reluate cu principalele partide politice. Legea ar trebui să fie mult mai simplificată față de forma inițială. Dar, într-adevăr, este nevoie de o lege privind statutul minorităților naționale, o lege care să definească clar cine sunt minoritățile naționale și, dincolo de acele structuri minimale de reprezentare pe care le avem în prezent, și aici nu mă pot referi decât la departamentul, că nu avem mai mult decât departamentul de relații interetnice, care este o structură
în cadrul Guvernului României și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, mai avem și Institutul pentru studierea problemelor minorităților naționale, ISPMN-ul. Mai există Agenția Națională pentru Romi, o structură, spun eu, subdimensionată, chiar dacă e o structură guvernamentală subdimensionată din punct de vedere al resurselor umane, dar mai ales din punct de vedere al atribuțiilor. Au făcut o Agenție Națională pentru Romi, dar dacă te uiți în hotărârea de înființare și funcționare a agenției, vezi cât de limitată este această structură în a face lucruri de la cel mai înalt nivel, pentru că vorbim totuși de Guvernul României pentru minoritatea romă. Sporadic găsim așa câteva structuri de cultură. La noi avem un Centru Național de Cultură care doar cu denumirea, doar cu titulatura Centrul Național de Cultură a Romilor. Însă el funcționează undeva pe splaiul Independenței, la etajul 8, dacă nu mă înșel, în câteva birouri. Sigur că nu există un teatru al romilor, nu există o sală de spectacole pentru romi, nu există un muzeu al romilor, nu există foarte multe alte lucruri. Și lucrurile astea, sigur că da, se datorează, în primul rând, absenței unei legi care să definească clar statutul minorităților naționale. Cu alte cuvinte, în viitoarea legislatură, una dintre prioritățile pe care ar trebui să și le asume atât grupul parlamentar al minorităților naționale, cât și UDMR-ul, sigur, după o consultare temeinică cu toate formațiunile politice parlamentare, este această lege privind statutul minorităților naționale. Și doar un minut, un ultim minut, pentru un context european. Cât de important ar trebui să fie și recunoașterea Uniunii Europene a acestei minorități rome, a unor organisme care să se ocupe de acolo, de la Bruxelles, de la Strasburg, de ceea ce înseamnă problematica romă? De ce nu avem un reprezentant în cadrul Parlamentului European? Foarte important, nu cred că timpul ne va mai permite. Aș vrea totuși să-l felicit pe Marius Tudor pentru inițiativa pe care a avut-o la nivelul Parlamentului European. Excelentă, felicitări lui. Sigur că a făcut un întreg demers acolo alături de oameni politici, de europarlamentari. Am văzut că s-a bucurat arecum și de sprijinul unor europarlamentari proveniți din România, dar nu este suficient. Pe zona asta de reprezentare a minorității noastre la nivel european încă mai sunt foarte mulți pași de făcut în această zonă. Eu cred că mai curând și poate cel mai important pentru noi este reprezentarea minorității noastre în administrația publică locală și iată că după alegerile locale din 27 iunie vă pot spune că avem o reprezentare destul de bună sau mult mai bună comparativ cu cea obținută în anul 2016. În ceea ce privește alegerile parlamentare care vor avea loc în data de 6 decembrie, minoritatea romă și toate celelalte minorități au nevoie de reprezentare în Parlamentul României. Vocea noastră trebuie să fie auzită pentru cei pe care îi reprezentăm și vreau să se înțeleagă așa ca un ultim mesaj că nu mergem acolo și eu cel puțin o să merg pe persoană fizică, ca să citez un politician pe care scena politică l-a rejectat, l-a aruncat deja la groapa de gunoi a istoriei, pentru că merita până la urmă, nu vreau să fiu răutăcios, dar avea această sintagmă, pe persoană fizică. El era pe persoană fizică, eu nu o să pot să fiu pe persoană fizică, pentru că de asta v-am și spus la început, domnule, mai puțin despre Cătălin Manea, reprezint o organizație și interesele unei minorități și din această poziție, cu siguranță, voi manifesta deschidere reală față de toate structurile și față de toți cetățenii români de etnie romă în a le asculta problemele și în a face tot ceea ce depinde de mine și de grupul din care voi face parte pentru a le rezolva o mare parte din aceste probleme. Cătălin Manea, mulțumesc pentru participarea la emisiune. Mulțumesc și eu, Mihai. A fost Cătălin Manea, prim vicepreședintele Partida Romilor Pro Europa, viitorul deputat în Camera Deputaților în grupul minorităților. Sperăm ca la alegerile din data de 6 decembrie
S-a reușit să puneți votul și pe acea treflă pe care o știți de dinainte. Eu vă urez mult succes. Celor care vă uitați la noi, vă mulțumim pentru mesaje. Mult succes, mult succes, mult succes în viitoarele alegeri. Vă mulțumim că vă uitați la noi. Suntem mândri, jos pălăria în fața dumneavoastră. În mod normal, mi-aș fi dorit să facem o altă emisiune și vineri, numai că de vineri începe campania electorală. Probabil că vom relua această emisiune Cappuccino și în perioada electorală, doar că vor trebui încheiate niște contracte de, nu de aparat de publicitate, ci pentru a vă putea difuza așa în conformitate cu reglementările a ceea ce înseamnă campanie electorală online. Mulțumesc colegilor mei din regie. Nu plecați de pe Open TV, în mai puțin de o oră invitatul lui Ion Diaconescu este președintele Senatului Robert Cazanciuc. Open TV, pentru că suntem cei mai buni.